Când se făcuseară, Dumnezeule? Sunt ceasurile 7 post-meridian. Stăm în birou și conspirăm. Pe bune și pe cafele dure. Colonelul Pascu e cel mai nervos dintre noi, chiar dacă știe să se stăpânească. Pentru absolut toată lumea, uz intern și extern, lipsește din sediu. Se teme de o stopare a anchetei care poate interveni în orice clipă, ori noi vrem să finalizăm dosarul în cursul zilei de azi. Azi sau niciodată. Intuiesc ce se petrece în sufletul lui Pascu. Se retrage, e ultimul lui caz și îi se pare important pentru zilele care le anvizajează cu undița pe malul unei gârle sau serile cu papuci calzi, viscol și televizor să nu-și spună că a trăit degeaba. Își dorește la definitiva ieșire din scenă nu un spectacol în beneficiu, ci o victorie. Babuinui, nemulțumit, consideră că greșim așteptând întâlnirea dintre Helmut și Săraru, pentru ca numai după aceea să urmărim pista la care n-ar putea conduce câinele. Argumentează. Gândiți-vă că între timp poate să dispară. Dacă se simte filat, dispare oricum și anulează și operațiunea. Domnule colonel, sunt convins că marele boss va supraveghea personal desfășurarea acțiunii. Văzându-și ciracii încolțiți de poliție, abandonează și o întinde. Nu-l mai prindem în veci, mai ales că nu știm după cine umblăm. Mi se pare logic ce susține Bădoiu, dar Pascu o ține pe-a lui. Mă îndoiesc că bossul va urmări filmul ca martor vizual. Un troc ca cel preconizat pentru azi, Nina contra o servietă, presupun, nu se consumă pe calea victoriei. Locul stabilit se află într-un spațiu deschis, izolat, controlabil, unde nu există asistență și poate permite chiar un schimb de focuri. Și dacă totuși bossul dispare, se încăpățânează Bădoiu. Mi se pare mai important în clipa asta trocul, flagrantul delict, conținând și mobilul concret a 8 crime, decât identitatea șefului de echipaj. E interesant și el, nu zic, dar capătul drumului duce la amiralitate, iar pe ăștia îi știm în principiu. Domnule colonel, și mă foiesc în izmene, dacă îmi permiteți, consider foarte importantă identitatea șefului de echipaj. Dincolo de implicațiile politice, rămâne un gangster periculos, autor de crime în lanț. Nu îl vom rata. Fie câinele, fie gardienii Ninei ne vor conduce la el. Babuinul își scarpină capul tuns arici, o face exact ca maimuțele, doar creștetul și cu poanieul ridicat. Apropo de câine, cum procedăm? Îi punem lesa și îl lăsăm să o ia de nebun în municipiul București, noi după el printre pietoni? Pascu râde și își alege o țigare. Din pachetul propriu, a renunțat la suferință. Deocamdată, zice el, până se va instala definitiv în jilțul de pensionar. Nu chiar. Îl duceți la salonul lui Toto de acolo, îmi spuneți mie ceva, știe singur drumul. Băieți, e 7. După părerea mea, ceilalți se pregătesc să o ia din loc, până prospectează împrejurimile, până una alta. Pe cai, recepționăm semnalul prin radio. Ne punem treninguri închise, comandăm mașina de serviciu despre care voi vorbi mai la vale. Pascu dă dispoziție să nu fim agățați pe traseu de bulgărașii albi și rămânem o secundă să reflectăm dacă n-am uitat ceva. Secundă în care sună telefonul. Glasul lui Ene, emoționat. Ca Bob, plecăm? Cine? Ce? Cum? Săraru, Redford, o gorilă și Nina la mijloc. Au intrat într-un Peugeot cafeniu cu numărul... Ce vrei, mă?" țipă dintr-o dată. Ești nebun? Pleacă de aici!" Toți trei facem ochii mari. S-a țăcănit Ene? Cu cine dracu vorbește?" Ene, m-auzi ce se întâmplă?" E icră ăsta, micu!" strigă enervat. Vrea să vă spună musai ceva, na, mă, vorbește!" Recunosc tu pe fiat vocea subțirică a lui ochelar pe o cireașă de nas. Ca Bob, sunt eu, Florescu Dorinel. Am pândit, știți, am pândit, lângă bloc. Au scos-o pe domnișoara Nina. Am văzut-o, m-a văzut și ea. Au trecut pe lângă mine. Dorinele altă dată. Stați, a zis în adins ca să aud eu. Sunt sigur, s-a uitat în ochii mei. Știți, eu nu sunt miop. M-ai omorât cu banca 5-a, ce-a zis? Citează strict, o simt după concentrarea din glas, efortul de a reproduce aidoma textul ca pe o poezie. De ce să ne cărăm până la kilometru 57 sau 1000 când se putea rezolva aici? Shut up, a zis Robert Redford și a înghiontit-o, adică tacă-ți gura, știți, pe englezește. Știu, Dorinele, mai vorbim, mulțumesc. Informația e prețioasă, vom ajunge la destinație înaintea lor. Suntem scutiți de panica de timp, ne putem organiza în liniște. La volan urcă babuinul. Cunoaște Bucureștiul mai bine decât proprii lui copii. Ca să căpătăm un avans cât mai confortabil, o ia tot pe sens interzis. Pascu observa amuzat. Puștiu-i formidabil, dar sincer ca tată, eu aș fi preferat unul mai puțin dotat. Zei mai mijlociu. Unul ca ăsta poate să-ți dea niște probleme, față de care infartul rămâne varianta cea mai comodă. Babuinul oftează încunoscător. Vezi, Doamne, super expertul în materie de educație, tăticul sfâșia de grija copiilor. Aveți dreptate, domnule colonel, și ăsta-i singur la părinți. Eu am 5 și niciunul tocmai normal. Nu știu cum dracu s-a brodit, da, toți s-au izbit mânesi. N-ai 5 copii, îmi sare Țandra. Ai 5 pensii alimentare pe 5 adrese diferite. Copiii, frați buni, abia dacă se cunosc între ei. Dacă exista o singură adresă, erau precis mai normali. Și ei și mânesa și tot așa până la Traian și Decebal. Ea nu-mi fămia cu pe victima pur dedi. Auzi, Tarzane, când ți-o mișuna măcar unul singur în bătătură, mai discutăm. Deșteptule, ca și cum n-aș putea să judec un tablou fără să fiu Rembrandt. Am trecut de 2 cocoși și intrăm din nou pe șosea. Pascu anunță prin radio încotro ne îndreptăm. Traficul modest, camioane, dubițe privatizate cu marfă, căruțe, țărani bicicliști. Depășim kilometrul 57 cu vreo 100 de metri. Parcăm sub un stejar și începem imediat machiajul mașinii. Scoatem o aripă, pe alta o înlocuim cu una ferfenițită ca de accident, portiera o lăsăm agățată într-un singur țâțân, lăsând să se vadă interiorul ponosit. Vopseaua scorojită, clanțele ruginite, numărul murdar și strâmb, substituit ad hoc, completează impresia. O Dacia abandonată, grămadă de fiare vechi în pântecele căreia nimeni nu și-ar putea imagina că palpite un motor Ferrari în perfectă stare. Arată destul de bine, apreciază Pascu rezultatul. La o privire superficială convinge. Să sperăm că nu o să o ia cu deamănuntul. Privim în jurul nostru. Toți 3 ne gândim la același lucru, îl exprimă babuinul. Hai să pricepem de ce au fixat aici întâlnirea. Colonelul își pipăie instinctiv arma de la subțioară. Ce vă spuneam? Loc izolat, n-ai unde staționa fără să fii reperat, câmp deschis, țipenie de o oră cu trafic redus. E ora 8. Înserarea coboară leneș, se mai lasă trasă de poale. Trece un țigan într-o cocioabă de căruță, vârfuită cu gunoaie de oraș, sticle de Pepsi și mărcile surate, spray-uri goale, cutii de conserve, cartoane de la cartușele de Kent, Pall Mall, etc., ambalaj de lumea întâia, dracu știe ce-o face cu el. Îl prefațează 2 foști bidivi, mârțoage cu funde roșii la urechi. Ne surprinde chiar lângă mașina în zdrențe și ne lansează un smile festiv. Va lăsa Boeing-ul boierilor. Ehe, tot căișorii săraci. Nu se îndoaie, nu ruginește, impozite nu plătește. Babuinul îl repede. Ce vrei, bă, baraulă? Te-a întrebat cineva de piranda? Că mata ei fi vreun conte. Nu știi că nu-i voie ură de rasă? Am să reclam la deputatul. Bădoiul ar vrea să continue show-ul, dar îl oprește Pascu. Lasă, domnule, controversele, pică ea din moment în moment. Se adresează romului. Du-te, omule, cu Dumnezeu și lasă-ne în pace. Țiganul trage un bici firav peste coapsele cailor. Că dacă mă pun, ajung și la Strasbourg, avem și împărat. Scuipă lat peste marginea căruții și se urnește, continuând să bodogănească. Babuinul concluzionează. Ăsta are televizor, mama lui. Știe politică. Halal electorat. E momentul să ne camuflăm. Plecând de la considerente de gabarit, eu sunt cel care mă cațăr într-un castan aflat la câțiva metri de borna kilometrului 57. Babuinul intră în șanț, sub un coviltir de vegetație, improvizat. Ceva mai departe, colonelul Pascu ține umbra unui copac. Începem să așteptăm. De unde mă aflu, am o imagine panoramică. Nu sunt un pastoral, încă nu visez la căsuța cu livadă proiectată pentru anii de pensie, dar trebuie să recunosc că-i frumos. Chiar și ciorile dau bine, mobilează văzduhul și dacă imaginea despre viață nu-ți bate în blămarin, amărâtele prin fast. De ce ciocli și nu gentlemen puși la frac? Arunc o privire spre camuflajul lui Bădoiu. De aici, de la balconul 2, îl văd că suge dintr-o sticluță plată de buzunar. Uite unul pe care nu îl pot surprinde niciodată nepregătit. Îl apostrofez. Iar le troscă-i babuinule. Tresare ca nimerit de o ghiulea. Sub coviltirul vegetal se credea cetățeanul lui Wells. Ai rânghen în dotare? Cimpanzeule! 6, vino babană! E un Mercedes 600 sel coupe. Pe măsură ce se apropie, încetinește atent să nu scape piatra kilometrică. Ăsta-i neamțu, spune Bădoiul. Parchează în apropierea noastră. Dacă scoatem un singur sunet, am dat-o în bară. Tipul coboară, cercetează din ochi împrejurimile, eu pe el. Curios, de mor. Mi-l imaginam cu totul altfel, mai cu morgă, mai strict, mai distincție de generație obosită, mai bundenștag, mai neapărat haină și cravată. Nimic din toate astea. E în blugi, atletic, bronzat. În condiții indiferente l-aș califica drept un fost sportiv de performanță care continuă să lucreze în lumea sportului. Un bărbat trecut se aude în surdină clopoțelul care se pregătește să vestească cei 60 de ani, dar fățos. Îți face plăcere să-l privești. Aprinde o țigare și se rează lenește Mercedes. Pe degetul mic poartă o șevalieră. Cu stemă, probabil, date fiind legăturile de rudenie cu statuile din Düsseldorf. Nu știu ce-o fi în sufletul lui, dar reușește o poză de un calm magnific. Nici cel mai mic semn de nervozitate, trage din țigară în ritm normal, fără să precipite. Încerc un sentiment de admirație și încep să mă întreb dacă Nina nu-i cumva o mică vicioasă. Helmut e un bărbat care mai poate răpune inimi, care mai poate fi iubit, adorat dacă punem la socoteală și accesoriile, avere, poziție socială, castel străbun și nu de import, etc., etc. Se uită la ceas, mă uit și eu, 20:35. La orizont se ivește Peugeot-ul cafeniu. Mă nedumerește strategia lui Săraru. Cea mai elementară tactică îl obliga nu numai să fie primul la întâlnire, ci să vină cu mult înainte pentru o prospecție de ultimă oră a zonei. Să surprindă vreo mișcare, vreun aranjament suspect, să se asigure că nu-i filat de poliție. Aș! Jupă în Redford sosește degajat cu întârziere cochetă de amantă. Cam la 200 de metri în spate îi văd pe Ene, Marinaș și Timofte, oamenii cei mai de încredere din echipa lui Pascu. În mod normal s-ar fi mobilizat un efectiv mult mai important, dar colonelul evită fanfara, lucrăm în clandestinitate. Coboară din mașină și se risipesc conform planului lui Pascu. Vor face eforturi care frizează magia ca să se apropie neobservați de kilometrul 57 pe un teren chel ca un genunchi. Peugeot-ul a oprit la oarecare distanță de neamț. Săraru iese. Cei doi se măsoară. Primele clișee se desfășoară exact ca în filme. De altfel, se pretinde că la Hollywood, mari sfetnici ai producțiilor de gen, consultanți le-ar zice la buftea, sunt gangsteri sadea. Fac câțiva pași unul spre celălalt. Săraru, golanul arată bine de tot, deschide dialogul. Mă grăbesc, domnule Helmut. Impasibil, neamțul întinde mâna prin portiera deschisă și scoate o servietă. O ridică ostentativ, rostește scurt. Nina. Săraru face un semn peste umăr, coboară gorila și după ea Nina. E diafană ca un porțelan de Saxa și înduioșătoare ca o icoană pravoslavnică rămasă de la țari. Helmut o privește scurt cu aceeași expresie de statuie. Avansează cu pași prudenți. Săraru pare mai grăbit. Nina se află imediat în spatele lui. Simte în coastă revolverul gorilei. Eu, inima. Îmi spun că suntem 6 contra 2, nu se poate să ratăm. Pascu a intuit bine, banda nu mai are oameni. La o afacere ca asta trebuia să participe măcar 3 inși, plus șoferul. Chiar și despre gorilă îmi închipui că e o achiziție de ultimă oră. Prea nu s-a văzut până acum și nu-i dintre ăia care trec neobservați. Îl depășește pe babuin în înălțime și număr de tone, ca deplasament. Îi mai despart câțiva pași. Mi-e gura uscată de emoție, degetul vibrează de încordare pe trăgaci. Amurgul și-a schimbat ciorapii purpurii. Sunt albaștri, dar încă străvezi. Un fluierat scurt. Semnalul colonelului. Apăs pe trăgaci. Am nimerit la fix, revolverul sare din mâna gorilei. Începe halimaua. Greu de descris ca participant activ. Cel mult crâmpeie. Sar din stejar, babuinul țâșnește din șanț și se aruncă asupra gorilei. Tipul a scăpat neatins, a pierdut doar scula. Se apropie în goană Ene, Timofte și Marinaș. Helmut s-a repezit la Nina. Colonelul strigă. Săraru, aruncă arma, sunteți prinși. Redford nu-i prost. A ajuns la Nina înaintea lui Helmut. E din nou prizonieră și scut cu arma lui Săraru lipită de tâmplă. Helmut face un pas înainte. E și el înarmat. Săraru avertizează. Neamțule, nu fi imbecil, ți-o găuresc imediat. Se retrage cu spatele spre mașină. Babuinul are de furcă. Cui duma nu-i doar malac, tonele de mușchi sunt școlite, fiecare centimetru lucrat. Nu poate interveni nimeni. Ăsta-i kickboxing-ul, schimbul de bușituri, încleștările sălbatice, dialogul de lovituri zdrobitoare se desfășoară într-o succesiune fulgerătoare. Se prăbușesc, zboară prin aer, se redresează, se prind iară, reușesc să se elibereze. Timofte țopăie cu măciuca în jurul lor, ca un arbitru. Pândește un fragment de secundă să poată arde bila gorilei. Ene și Marina și-au trecut în spatele lui Săraru. Îi dezafectează pe joul. Bună idee! Pascu și Helmut avansează prudent pe măsură ce Săraru se retrage, urlând. Stați pe loc, încă un pas și trag! Nina, strangulată de brațul lui, ne privește fix, înnebunită de groază. Pascu abordează un ton ferm și liniștit. Dă-i drumul, nu mai e nicio șansă, înțelege! Rămâneți pe loc! Trag! Fii atent, neamțule, că nu mă joc! Trag! Nu mă îndoiesc o va face. Din dreapta mea parvine zgomotul unei bușituri cumplite. Babuinul s-a prăbușit ca un bolovan. Gorila e gata să-l scoată definitiv din joc. Timofte trage în aceeași secundă cu mine, la picioare. Huiduma cade, cosit, e eliminat. Rămânem 7 contra 1, dar ăla, unul singur, are țeava armei lipită de tâmpla Ninei și îl mai cheamă și Săraru. A ajuns la mașină. Ene și Marinaș așteaptă în spate, gata să intervină. Au urcat în Peugeot. La volan, Nina sub amenințarea armei. Helmut se răsucește spre Pascu, în care a identificat șeful. Lăsați să plece? Nu încercați nimic. O ucide chiar dacă moare și el. Nina face eforturi să demareze. Inutil, contactele au fost mulse. Coboară amândoi. Săraru scrâșnește. Porcilor, dar n-o să vă meargă. Babuinul își înfinge pumnii în șolduri. A, cu ce faci? Pleci pe jos? E o excursie frumoasă până la București. Săraru rânjește. Nu, drăgălașule, mă cărăbănesc cu trotineta voastră și cu dama, bineînțeles. Ce ai? Nina nu mai rezistă. Picioarele ei s-au muiat, alunecă pe lângă trupul lui Săraru. Cade în genunchi, leșinată. Săraru încearcă să o rețină. O secundă în care arma părăsește tâmpla Ninei și aproape concomite în mâna lui Săraru. Calașnicovul e pe jos. De asta dată a tras colonelul Pascu. Ăsta zic și eu, sânge rece. Nu aș fi avut curajul să țintesc și să trag în mai puțin de 2 secunde, atât de aproape de capul Ninei amenințat de o altă armă. Săraru e imobilizat fără să se opună. Cât ar fi el de smeu, realizează că nu poate scăpa slobot și teafăr de 7 oameni înarmați. Iar dement nu e. doar dotat cu un simț al umorului foarte special. Îi surprind privirea amuzată când Timofte îi pune cătușele. Facem curat pe șosea, strângem gorila, ne reconstituim Boeing-ul. Voi de ce ați întârziat atâta?" îl întreb pe Ene. A avut Săraru o pană nasoală chiar la ieșirea din București. Am oșmondit-o aproape jumătate de ceas." Aha, da-i-a întârziat și el. Tocmai mă miram. De ce n-ați anunțat?" Ene dă din numeri. Am tot încercat, dar n-ați răspuns, intraserăm la idei." Are dreptate. Pascu uitase scula în mașină și a fost teamă să se întoarcă. Îl așteptam pe Săraru, din clipă în clipă l-ar fi putut surprinde pe șosea. Babuinul trage din sticluța de buzunar. E pe măsură de mulțumit. Cu Săraru avea el conturi personale de reglat. Nu se poate abține și-l apostrofează. Ți-am zis eu, bă, Hollywood, că ne mai întâlnim? Îmi pare rău că n-am pus un pariu. Săraru zâmbește lung, fără dinți. Nu ești ceea ce gentleman ar numi un judecător elegant. Nu știi să câștigi. În general vorbind, nu se știe nimic. Mai sunt tururile. Ale jos matele la aer condiționat cu smoking în dungi, pe boabe de fasole fără TVA. Îl suportă electoratul că tot e fraier. Helmut vrea să o ajute, dar Nina se ridică singură, sprintenă ca o gazelă. Ne adresează un zâmbet strălucitor. V-a plăcut? Rămân cu gura căscată. Eram convins că și-a pierdut cu adevărat cunoștința, că nu-i un truc. De, uitasem că s-a bacalioreat în târlă la coana aurica. Se lipește tandră de Helmut și întinde buzele, cu o mișcare a capului de infinită discreție, aproape imperceptibilă, bărbatul îi le ocolește. Eu mă simt trist, ca boul. Când îl văd, am o tresărire. Am viațeastă, uluitoarea asemănare mă impresionează proaspăt ca în prima clipă. De unde stătea adunat covrig, începe să latre, dă să iasă. Îi dezmierd godeurile de pe frunte, evitându-i privirea. Mă sfâșie suferința, indiferent de culoarea ochilor în care o citesc. Așteaptă să-i pun lesa, tremurând, și mă smulge pe ușă. Am intrat în alertă. La sediu ne-am întors doar ca să luăm câinele. Trebuie să ajungem la marele boss înainte ca acesta să afle de arestarea lui Redford. Schițăm ad hoc un plan de acțiune. Pascu rămâne la sediu. După câte s-au întâmplat, cu atâtea păsări rare între aceleași ziduri, nu-i indicat să-l părăsească. Cu țeastă-l mic, hai hui, prin București, plec eu și Bădoiu. Ca totdeauna când se află la volan, e agresiv și insolent, dar indicat pe zor mare, că bea de 24 de ore fără încetare. No problems. După opinia specialiștilor, prăpădește banii de pomană. Ar trebui să treacă pe trotil. În spate, țeastă junior zbârnie cu capul lipitandru de grumazul babuinului. V-am spus că e simpatic, îl iubește toată lumea. Pe Bădoiu. Ținem seama de sugestia colonelului și luăm startul de la salonul lui Toto. Recte parcăm și ne lăsăm în seama dogului. Trage tare de lesă, face stânga, dreapta, îl simțim nehotărât. Ajungem la firma engleză de unde l-a umflat Bădoiu. Cățelușul e tâmpit, decretează. Aici s-a spălat putina. Obloane trase, ghișeuri închise, toată lumea în vacanță. Caraibe sau Hawaii. A, or fi omis să-i o comunice. Unde e instinctul atunci? Instinctul e că a dus la un anumit punct care este familiar, te duce la adresa frecventată de stăpân. Zău? Atunci de ce naiba să mai pierd atâția patru pezi? Că sunt pline ziarele. Nu știu, domnule, și nici nu-mi pasă. Lacăte și pustiu. Am putea escalada gardul de fier forjat și să cercetăm clădirea. Simt însă că pușculița e goală. O simte și țeștișor, care nu trage să intre, ci sare pe mine și vrea să-mi smulgă umerii. În alte circumstanțe aș fi efectuat o percheziție cât de sumară. Acum însă orice minut e important. Înhaț animalul și gone spre salonul lui Toto, unde am lăsat mașina. Urc la volan, babuinul sare lângă mine cu țestișor în brațe. Ca să nu pară surprins, le zâmbărește. Mergem la dame? Eu zoresc, virez spectaculos, scrâșnesc din frâne ca un dinozaur, îmi fac de cap. Neavertizat, Bădoiu se prăvale peste mine. Băi, Sanchi, în ce film ai văzut tu chestii din ăștia? Băi, Seral, tu mai ții minte formula de rezolvare a ecuației cu mai multe necunoscute? Nu, dar tu? Nici eu, dar o știu bine pe aia cu una singură. Ce singură? Necunoscută. Am ajuns la izvorul rece, depășim Scuarul Pache Protopopescu, străbunul edil al Bucureștilor, ne angajăm pe Bulevardul Ferdinand și babuinul tot nu se prinde. Ca să fim onești, nici n-avea cum, doar eu am pășit pe aici. Prima dată, acum 6 zile, când el umbla prin bordelurile clandestine din oraș, iar Ene după vivițețe. Opresc chiar în fața blocului și-l avertizez pe babuin. Ține-l bine. Țestișor se smucește, trăgând spre interior unde-i liniște, ca de obicei. Dacă scara n-ar fi curată și butoanele de la uși lustruite, ai crede că imobilul nu-i locuit. Normal, e aproape 10 seara. Prea devreme pentru patronii energici din cartea de imobil ca să se fi întors acasă, prea târziu pentru ca locatarii, pensionari de vârsta 4-a, să mai zăbovească. Câinele nu așteaptă liftul, zboară ca o săgeată pe trepte, se oprește în fața apartamentului. Aici mârâie, zgârie ușa, latră. Sun lung, fără răbdare. Dacă nu deschide, spun, sparg ușa. Nu-i cazul, sunt privit prin vizor și imediat intră în funcțiune mecanismul, chei, zăvoare, lanț de deschidere. Gabriela State ne poftește înăuntru. Țestișora și intrați, trecurându-i se printre picioare. Ce prietenos e! Se cațără pe ea, an ami, dar amănuntul nu mă surprinde. De la bun început am constatat că e obișnuit cu societatea. După bonjour, patrupedul face turul apartamentului. În altă ordine de idei, observ că doamna State e înținută de oraș. Destul de neobișnuit, la 10 seara, pentru o cucoană de un certain âge, proaspăt îndoliată. S-a întâmplat ceva, domnule capitan? Ridic valiza mică pregătită lângă bufet, peste care a pus poșeta și mănușile. Vă povestesc mai târziu. Nici bădoiul n-are mai multă răbdare. Mă privește sașiu. Așa se manifestă când încearcă un sentiment intens. Acum e răpus de ceea ce vede și nu înțelege. Pot să știu și eu ce se întâmplă. Eu nu mă pot împiedica să fiu teatral. Am omis prezentările. Scuze! Doamna Helga Porta, interimar. Gabriela State, mama Vandei. Personal, aș fi lăsat interogatoriul Helgei Porta pe mâine. Suntem epuizați. Dar dacă babuinul nu are răbdare, în schimb, colonelul are dreptate. E un interval în care pot interveni multe. Ne îngăduim totuși o recreație scurtă cu cafele dure. Bagi lingurița în ceașcă și stă drepți. Țestișor e cu noi în birou. Doarme. Colțunașii cu șoare ștocați din conservă. Așa a tradus bădoiul din suedeză textul de pe cutie. A sezonat cu o lingură de vodcă, l-au anesteziat. Babuinul-i decis să-l înfieze. Pentru contrast. Termen de comparație. Pe lângă țeastă junior se simte o frumusețe. După ce ia act de cele întâmplate, colonelul Pascu se întoarce la el în birou, unde face conversație cu Helmut și cu Nina. Nici n-a închis bine ușa și bădoiul începe cu tirul. Herculache, tată, cu poanta asta finală la care recunosc, nu s-a gândit nimeni, ai mai dres busuiocul. Da, fie vorba între noi. Cum te-ai lăsat aiurit în halul ăsta ca un începător? Ți-a zis că-i măsa și ai crezut-o pe cuvânt. Nu verifici chiar deloc? Serios, dar tu de ce nu l-ai verificat pe Richard Gere? A mers pe mâna ta, te prezinți cult în cap. Pe mine mă faci seralist. Îl măsor ostenit, n-a închef de mișto. Îl iau cu duhul blândeții. Cum ar fi trebuit să procedez cu o stică? Mă duc la femeie și o anunț că fiesa a fost asasinată. Să-i fi cerut întâi buletinul până și doctrina. Amintește-ți ce am învățat noi la școală. Consfințește principiul aparențelor care creează dreptul. Când găsești un ins pe scaunul primarului, zici că-i primar. Chiar dacă mă însoară, căsătoria rămâne valabilă atâta vreme cât eu nu am știut că personajul e impostor. Așa s-a întâmplat și cu mine. Am găsit-o la adresa cu pricina nenorocită și îndoliată, vârstă corespunzătoare. Nu m-am îndoit o secundă de identitatea ei, nici nu mi-a trecut prin minte să o legitimez. Peste toate vecinii aerieni cărora le pasă de Gabriela State ca de zăpada de anțărți. Dacă îl iei de la om la om, babui nu devine om. Concede impresionat. În fond ai dreptate. Când ai început să te prinzi? Mă duc la chiuvetă. Îmi răcoresc ceafa și mâinile fierbinți. Mai iau o gură de cafea, aprind o țigară. Au fost nuanțe, Costică, nuanțe și instinct. Retrospectiv privind, femeia se controlează foarte bine. Simulează și disimulează excelent. Vanda nu exagera asemuind-o cu Lucreția Borgia. La un moment dat, referindu-se la fiică sa, în loc de Doina, a spus Vanda, ceea ce nu s-ar fi întâmplat niciodată în cazul autenticei Gabrielei State. Pentru o mamă, unic în vorbirea curentă rămâne valabil numele purtat acasă, pe vremea șpilhozenului și a castelelor de nisip, chiar dacă o lume te știe acum de Greta Garbo sau Ion Dolănescu. Just? Mersi! Mi-a mai dat de gândit colaborarea cu Negulescu, fratele lui Suliță, când am găsit-o la club. Da, cel mai mult m-a frământat filmul din caseta de valori. Simple imagini turistice nu se depozitează la secret, iar ca cineva să fi umblat înaintea noastră la seif era de neconceput, în condițiile de securitate ale băncii. Logic, fusese înlocuit. Când? La fel de logic atunci când s-a deschis caseta. Cine era de față? Subsemnatul, scos din cauza prioric, procurorul, idem, directorul băncii care ar fi putut opera oricând nesupărat. Cine mai rămânea? Doamna Gabriela State. Un film are nenumărate sosii, poate fi înlocuit cu altul fără dificultăți. Ține seama și de atmosferă. Toți eram devorați de curiozitate, prea concentrați asupra conținutului casetei, ca să mai fim atenți la gesturile ei. Cum ți-am mai zis, am procedat prin eliminare. Babuinul își bagă un deget în nas, nu ca să se scobească, ca să mediteze. De ce ai ținut pontul pentru tine? Ipoteza mi s-a părut prea pompieristică, bâșbâiam. În fond, de episod ne despar doar 48 de ore. Ieri dimineața am fost la Bank Life. Aseară însă, când a fost găsită nenorocita aia asasinată în pădure... Bădoiu sare de pe scaun. Gata, m-am prins. Cadavru necunoscutei. Ea e autentica Gabriela State. Helga a ucis-o și a luat-o locul. Tiba, ce mișcare! Absolut. În calitate de mamă neconsolată rămânea în mijlocul evenimentelor. Era la curent cu ancheta. Peste toate motivațiile, aștepta comod la umbră să-i aducă poliția copilul. Ceea ce nu izbutise ea cu niciun chip, îi oferea gratis și pe tavă potera română. Urma lichidarea băiatului și goodbye fraier valahi, flutura de pe cerul otopenilor. Happy epilog la Düsseldorf pentru ea și feciorăsul Carl. Ei, conchide babuinul și de satisfacție rupe în două un pix ca pe o scobitoare. Cel puțin în chestia asta nu i-a mers. Copilul e salvat. Rămân implicațiile politice ale afacerii. Ce caută ea în musacau asta? Sunt convins că e o simplă mercenară. Mari șefi nu coboară pe pistă. Urmăresc cursa din tribună cu binoclu atârnat de gât. Cum au ajuns mahării de la București la frau Porta? N-am idee. Cert e faptul că interesele li s-au îmbinat. Două ținte nimerite cu aceeași piatră, spun francezii. Helga a făcut jocul patronilor și, în paralel, a încercat să-și rezolve și problema personală. Iar destinul a făcut ca biata Vanda să nimerească între ambele fălci ale cleștelui, vânată din două părți. Și de foștii patroni, și de Helga. După ce mai ia un gât de combustibil, babuinul își bagă degetul în a doua nară. Chiar dacă mai sunt destule de lămurit, noi am ajuns la potou. End. Cât privește actul de justiție, justiție adevărată din aia în care cred tolomacii, doar Pascu mai poate face ceva. Fiule, recreația s-a terminat. 23 și 10. Mă duc la fereastră să trag o gură de aer. Cer înstelat, pus de erie de stele. Noaptea bucureșteană s-a descheiat la toți nasturii. De la o terasă de vară se aude muzică. Un câine latră, o pisică își plimbă spinarea cocoșată pe acoperișul de vis-a-vis, vreo 10.000 de cetățeni ai capitalei se distrează în diverse stabilimente, alte câteva mii fac amor în pat sau prin tufișuri, pe 1.000 îi doare măseaua, cam 300.000 așteaptă filmul de pe Antena 1, circa 50.000 visează dulce, un rest modest de aproximativ 2 milioane au coșmaruri. Și atât. Întâmplător sunt pe culoar când Helmut și Nina părăsesc biroul colonelului Pascu. Deși degajați, nu au deloc aerul unor fericiți care s-au regăsit după momente de grea cumpănă. Par doi străini, străini de verighetă, de așternut, de un mâine comun. Discret, Nina desenează un cerc în jurul urechii. Îmi va telefona. Ne întoarcem în birou. Pe buzele lui Pascu stăruie un zâmbet meditativ. Sunt formidabil, domnule, n-au treabă. Cine, ăștia doi? Sigur, sunt un cuplu interesant, dar la altceva mă gândeam. La aristocrație în general, la cea autentică. Asta apropo de neamțul nostru. Inimitabil și irepetabil. Câtă stăpânire de sine, ce discreție a reacțiilor, câtă eleganță și stil, chiar în mânie. Noi ăștia proletarizați din toate punctele de vedere de 45 de ani, de mitocănie legiferată, să zicem mersi dacă mai putem măcar sesiza nuanțele unui comportament de gentilom. Merita să vedeți cum a tratat-o pe Nina. Cum? Întrebă curios babuinul. Încep să râd imaginându-l în postura lui Helmut. Exact invers decât ai fi procedat tu, bă, ferentari, fără cazmale și fără imprecații folcloristice despre sex și biserică. Uite unde era Versailles. Nu mi s-a întâmplat încă să asist la o partitură asemănătoare, continuă Pascu. Să tratezi pe cineva ca pe o zdreanță, ca pe ultima târâtură cu politețe ireproșabilă și maniere de marchiz. Ce mai cu jabou? Bădoiul dă din umeri, schițează un vânt puturos din vârful buzelor. Și ce-a câștigat? Toată stima mea. Surâde Pascu și respectul lui față de el însuși intact. Eu mă respect și fără fițe din astea, mormăie babuinul. Barem și-a recuperat filmulețul cu acrobațiile nevestisii. Și filmele și banii. Tresar. Domnule colonel, vreți să spuneți că a plecat cu ele în geantă? Nu le-ați păstrat ca material probatoriu la dosar? Pentru proces? Întoarce capul spre mine și se interesează cu o voce depărtată, parcă venită din altă odaie. Care proces? Ai naivitatea să-ți închipui că va avea loc vreun proces? Consternarea mă gâtuie. Cum se poate, domnule colonel? S-au comis 8 crime, gâfâie dosarul sub greutatea cadavrelor. Nu poți îngropa totul ca pe o mărgică. Să vezi ce bine o să se poată. În fond, aproape că nu mai ai eroi. Demetru și frate să o absolviți prin dare la fund. Killerul bandei curățat, la fel Panduru, Țeastă. Oricum, au mai rămas, apreciază babuinul. L-avem pe Voicu. Plastelină ușor de manipulat, în instanță își retractează toate declarațiile, pretinzând că i-ați demola maxilarele la anchetă. Gorila lui Săraru. Simplu zilier, dragule, a angajat chiar azi dimineață, în lipsă de personal și disperare de cauză. Adaugă pe jumătate idiot, provenind dintr-o casă de copii handicapați. I-a luat Timofte declarația. Toto, fericit să nu știe nimic, să scape basma curată dintr-o acuzație de complicitate la infracțiuni grele. Cine a mai rămas? Săraru, uns cu toate alifiile și împotriva căruia, în afara polițiștilor, nu vor exista martori. Iar polițiștii la rândule, nu știu nimic dacă așa sună ordinul. Helga? Sărarul nu o cunoaște, n-a văzut-o în viața lui și așa mai departe pe aceeași melodie. Nu-i chiar așa, mă opun. Am fost împreună la Bank Life. Suntem 3 inși care putem confirma substituirea de persoană. Vax, ție ți s-a năzărit, directorul nu mai ține minte, procurorului povestește ierarhicul superior ce și pe cine a văzut la Bank Life. Sigur că exagerez, dar nu sunt prea departe de realitate. Și totuși, rostesc îndoit, cred că în privința lui Helmut ați procedat cam arbitrar. Fleacuri, respinge colonelul, față de ilegalitățile comise și care abia se vor comite în dosarul ăsta. În definitiv, i-am dat banii care îi aparțineau și filmele. Altfel, rămânea tributar prostiilor Ninei, alții ar fi preluat șantajul și nu o merită. Nota bene, aranjamentul cunoaștem numai noi, mușchetarii din biroul acesta și, bineînțeles, cuplul Bundenstag. Discreția lor nu intră în discuție. Încă o informație. L-am sfătuit să ia primul avion și să o întindă urgent spre patria Nibelungă. Și Nina? Întreb stupefiat. Și Nina. Dacă vor pleca împreună, asta nu mai știu. Babuinul, la fel de tulburat ca și mine, îl măsoară uluit. Domnule colonel, vă dați seama că ați sictirit absolut toate normele... Pascul întrerupe. Vrei să-mi ții un curs de deontologie? Puteți fi tras la răspundere penal. Asta nu, scumpule, știu eu prea multe. Da, un accident de mașină sau să plonjez de la etajul 7. Pentru că n-am fost atent când îmi puneam ciorapii la uscat? Da, mi s-ar putea întâmpla. Babuinul îl contemplă o secundă și se repede să-i strângă mâna. I-o zgâlțâie vreun minut, așa cum obișnuiau până mai cincinalul trecut prim secretarii de partii din țările frățești. Domnule colonel, dați-mi voie să vă spun, sunteți mare. În inima mea v-am ridicat statuie. Nu o să-ți fie comod, surâse Pascu. Băieți, e miezul nopții, sunt aproape 48 de ore de când n-am dormit și ne așteaptă două interogatorii grele. Propun un scurt relaș. Excelentă idee. Peste 5 minute dorm tun